De 30 de ani apicultor, profesorul Ioan Ursu s-a hotărât să revoluționeze domeniul. Acum două săptămâni a venit ideea construirii unui stup bio pentru tratament natural antivaroză și înmulțirea dirijată a albinelor. Dorința de a schimba modelul stupilor nu i-a venit întâmplător. De lungul perioadei acestea m-am lovit de foarte multe probleme. Printre problemele foarte grele de rezolvat este și aceasta a unui parazit numit varoa. Și atacul este atât de puternic, dacă observați pe jos, există albină moartă. Ea apare datorită faptului că acest parazit îmi suge limfa de la albină și o face devine incapabilă să zboare. Chiar acum pe jos pe aici am văzut o albină. Să sper că o arăt așa, apropo de faptul că ea nu poate să zboare, dar ia uitați. Iată albinuță care este atacată de varouă. Și iată cum se manifestă. O găsesc așa. Cum se manifestă? Aripioarele sunt distruse. Ea nu mai are capacitate de zbor și în felul ăsta paralizează, moare. Dar e o parte din albine care moare pe aici. Marea parte albine moare pe câmp. Cea care ecluzionează din celulă iarăși iese scoasă afară. Deci e o problemă foarte complicată. Gravă e problema. E atât de gravă încât stupinii întregi sunt decimate de acest parazit. Pe lângă lupta pe cale naturală împotriva parazitului, noul stup mai are și alte avantaje, spune profesorul Ursu. Mai precis, utilizarea lui sporește producția de ceară pură, conduce la obținerea de miere bio și oferă posibilitatea de a avea mereu matci tinere. Am exploatat o chestie foarte importantă, anume că parazitul acesta preferă trântorii. Și în condițiile acestea am creat o ramă capcană, culeg foarte repede acești paraziți, pentru că ei invit să vină să depună femeile de varoa, să depună ouăle în celulele de trântori. Și în condițiile acestea, practic, colectez tot timpul. Sporesc producția de ceară la maxim, producția de apilarnil se obține prin exploatarea larvilor de trântori în a șaptea zi de la evoluție. De asemenea, dacă varoa mea o captez aici și o distrug repetat, înseamnă că, de fapt, în final, mă voi duce spre miere bio. Toate produsele vor fi bio, pentru că nu mai folosesc varachetă. Iată că eu am creat un stup care lasă această zonă liberă. E fanta de aici, care îmi permite accesul direct, oricând, și având posibilitatea să citesc ca într-o oglindă tot interiorul stupului. În această fantă care a apărut este despărțită în două, de o diafragmă, și anume, în prima parte, în primul locaș al diafragmei, în primul locaș aici, voi pune rama oarbă. Ce înseamnă rama oarbă? O ramă în genul ăsteia, care nu are niciun făgurel, nu are nici sârmă, nu are nimic. Rama oarbă stă în spatele acestui gratar. Gratarul este minunea. Gratarul acesta este, să zic așa, surpriza în momentul acesta în tot ce înseamnă tehnologia nouă în creșterea albinei. Pentru că el este plasat în momentul de față în interiorul stupului. Ramele stau în felul acesta, câte 14-15 rame, 14, acesta e un model cu 14 rame, optimul pe care l-am văzut eu. Ei bine, așa cum stau ramele lipite una de alta, se creează acest spațiu aici de lucru practic între de lucru albinei. Albina circulă frumos printre rame pe acest spațiu. Ei, distanța asta, am surprins-o, vă rog să urmăriți așa, am surprins-o în prelungire. Practic am făcut un șans aici în diafragmă, încât albina care lucrează pe fața acestui fagure, sau dacă vreți, în spațiul dintre cei doi faguri, ea, când ajunge în margine, surpriza mare este că aici fanta este deschisă și aș continua activitatea, se duce în spate. Iar în spate așteaptă aici o altă ramă, rama oarbă, și oferta este maximă cu putință. Aici va crește făgurelul, vă voi arăta și făgurei crescuți,
Iar făgureii sunt toți numai de trântori, cu celule de trântori. În condițiile acestea, fiind numai cu celule de trântori, varoa care preferă trântorile ajunge foarte repede aici, pentru că ea nu supere, matca și cu femeile de varoa nu au nicio jenă în condițiile acestea și ajung pe oferta maximă. De pe orice spațiu, de pe cele 14 spații între rame, aici ajunge ea. Crește fagurile, aici depune ouăle și eu din când în când, fiindcă fanta e deschisă, nu deranjez familia deloc, catul cu magazie este deasupra, nu deranjez deloc, eu pur și simplu iau rama așa și o colectez, tai fagurile și în felul ăsta varoa este foarte bine supravegheată și dacă vreți din ce în ce mai puțină varouă voi avea. Oamenii din jurul profesorului Ursu spun că ideea e genială și eficientă. Chestiunea este, deci este ceva extraordinar, cel puțin din cât gândesc eu, din ce cred eu. Este o chestiune foarte importantă, pentru că o dată separăm trântorul de o parte, albina de o parte, după aia au ăla separatorul de jos, varoa, da. Deci se termină cu tratarea prin cu varachet, cu astea se poate face direct prin separatorul ăla care cu rama aia oarbă. Este foarte eficient. Invenția ce își propune să revoluționeze stupinele a fost deja înregistrată și brevetată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.